Vorbind despre problemele salariale, în urmă cu ceva timp a avut loc un protest al angajaților din învățământ. Au mai fost și altele, federațiile sindicale au amenințat ba cu înghețarea anului școlar, nu s-a întâmplat, ba au organizat sau au anunțat că vor face meeting-uri înaintea vacanțelor de Paști, parcă acum câțiva ani. Și întrebarea mea este cât de serioase sunt aceste manifestări sindicale, aceste meeting-uri, aceste proteste și câtă încredere se poate avea în sindicatele din învățământ. Pentru că la un moment dat președintele unui sindicat din învățământ din provincie se plângea că practic sindicatul la nivel sau sindicatele la nivel național au ajuns niște curele de transmisie și atât. Ei, nu putem generaliza sindicatele și au rolul și am încredere în demersul sindicatelor, mai ales sindicatele de educație și sănătate, domenii vitale pentru orice țară normală, doar trebuie să tragă acel semnal de alarmă, să nu ajungem la greve generale în educație sau sănătate. Semnalul de alarmă trebuie să fie înțeles bine de către clasa politică și să pună pe loc întâi educația și sănătatea. Într-adevăr, odată cu apariția legii salarizării unitare și cu o standardizare a salarizării, rolul sindicatelor s-a diminuat foarte, foarte mult. În sensul acesta de recuperare de drepturi salariale, de fapt suntem și aici singurul stat din Uniunea Europeană în care angajații la stat mai dau statul în judecată să câștige drepturi salariale. Adică o țară normală să-mi le fac o lege clară, cel puțin pentru angajați, dar la noi nu. Inclusiv angajații din Ministerul Justiției dau în judecată Ministerul Justiției că nu calculează corect salariile. Adică statul nu-și calculează propriile salarii corect. În condițiile acestea, cum poate să aibă un cetățean încredere în stat atât timp cât statul cu proprii lui angajați nu se comportă sau nu respectă legea? Pentru că sentințele de instanțele din România spun foarte clar, salariații au dreptate. Și atunci sindicatele s-au lărgit aria de competență, dacă pot să spun așa, și pe zona de formare și pe alte zone care nu au nicio treabă cu zona sindicală. Nu vreau să detaliez lucrul acesta, dar principalele lucruri de care trebuie să ocupe mișcarea sindicală, sindicatele în general, sunt prevăzute că se poate declara și în statutul sindicatelor, și în lege, și în Constituție. Trebuie să militeze pentru respectarea drepturilor salariale, a condițiilor de muncă și a formării profesionale a salariaților. Sunt cele trei elemente esențiale pe care trebuie să le facă orice sindicat. Nu sunt bucuros că avem în continuare proteste și în zona de sănătate și educație, și mai ales în educație, unde asistăm de an bun de zile doar la experimente, experimente și iar experimente. Și de ce să nu spunem cu subiect și predicat, până la urmă, complicele principal că merge educația prost în România sau din ce în ce mai prost în România, este chiar profesorul care conduce această țară.